desăvârșirea noastră, maturizarea noastră, creșterea noastră nu se întâmplă dintr-o dată. Așa cum am spus, lucrurile acestea se întâmplă umblând cu Dumnezeu, viețuind cu Dumnezeu, învățând să umblăm cu Dumnezeu. Vom experimenta în umblarea noastră cu Dumnezeu momente de înfrângere, momente de cădere, dar Biblia spune că cel neprihănit cade de 7 ori și se ridică. În procesul nostru de sfințire, în învățarea noastră de a ne răstigni firea, în învățarea noastră de a asculta de Duhul lui Dumnezeu, de a ne lăsa conduși de Duhul lui Dumnezeu, vom avea momente în care vom greși, vom cădea. Însă ținta pe care ne-am stabilit-o trebuie să fie foarte exactă. Umblăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori, vă chem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și voi citi din 1-a epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 10, câteva versete, începând cu versetul 1. 1 Corinteni, capitolul 10, începând cu versetul 1, voi citi cuvântul lui Dumnezeu care spune astfel: Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idoli ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul a așezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Toate aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Și vă provoc să spunem împreună versetul 13, pe care în mod cert cei mai mulți l-ați memorat. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Amin. Vă rog să vă reașezați. Frați și surori, cu multă bucurie vă salut în această seară, cu frumosul salut, pacea Domnului Iisus, și din toată inima doresc El să vă binecuvinteze. Sunt aici împreună cu soția mea, Lavinia. De fapt, suntem veniți toată familia în zonă. Astăzi de dimineață am fost în Sebiș la botezul în apă a nepotului meu, Luca, băiatul fratelui meu, Ștefi. A fost o bucurie pentru noi să fim cu toată familia alături de Ștefi și Teia, alături de familia lor, și să ne bucurăm de această frumoasă sărbătoare din familia lor. Eu și soția mea am venit să fim cu voi în seara aceasta și e o bucurie să vă revăd, să văd Biserica Micalaca, să-mi văd o parte din verișori, prieteni. Am vorbit cu unchiul meu, Duțu, și îi mulțumesc lui și echipei de slujire care m-au primit în după masa asta aici. Vă port un respect deosebit. Între mine și unchiul meu, Duțu, și Tușa Mariana, este o relație deosebită. Amândoi sunt ca și, niște părinți adoptivi cu care noi am dezvoltat o relație foarte frumoasă de tineri. Îmi amintesc foarte bine de ei când s-au căsătorit, mi-amintesc
probabil e o nuntă care încă mi-o amintesc foarte bine. Îmi amintesc de ei de când au venit din luna de miere, știu foarte bine ce ne-au cumpărat, care au fost darurile pe care ni le-au adus. Iar de când am cunoscut-o pe Lavinia și am adus-o ca prietenă în casa lor, între noi s-a dezvoltat o relație specială. Am reușit să-l conving pe Duțu să ne fie un fel de naș, deși în perspectiva noastră lucrurile sunt altfel și el chiar ne-a fost, pentru că nașii au apărut ca niște părinți spirituale, așa a fost apariția lor, în sensul că cei care deveneau un fel de nași erau părinții spirituali a tinerilor și îi integrau în tot ce înseamnă viața de familie și viață. Pentru noi Duțu și Marian au fost modele și au rămas niște modele de oameni deosebiți și eu cred că sunteți onorați să aveți o asemenea familie, să-l aveți pe Duțu ca păstor și pe Mariana, partener al lui și e o binecuvântare, slăvit să fie Domnul. Am învățat în decursul anilor să fiu mai generos în a aprecia oamenii câtă vreme trăiesc, pentru că suntem prea generoși să vorbim despre oameni după ce au murit. Despre morți e o vorbă care spune numai de bine. Dar câtă vreme trăiesc, îi apreciem și uneori nu le spunem lucrul acesta. Și le cade uneori așa de bine să știe că sunt iubiți, că suntem iubiți, ne cade așa de bine să știm că suntem iubiți și că avem valoare. Apoi, mă bucur să fiu aici și mulțumesc încă o dată lui Duțu și grupului de echipei de conducere că mi-au permis să vă prezint acest manual devoțional pe care l-am scris. Este munca mea de un an și jumătate. În 2022, în biserica în care slujesc, la Târgu Mureș, am scris câte o meditație în fiecare zi din an. Pandemia ne-a provocat să fim creativi. Am scris în 2021, în fiecare zi aproape, și apoi Dumnezeu mi-a dat un gând să conduc biserica în care slujesc în a face cunoștință timp de un an cu 365 de portrete biblice, de la Geneza la Apocalipsa. A fost o mare provocare pentru mine, pentru că nu e simplu să-ți formezi disciplina să scrii zilnic cel puțin 600 de cuvinte. Așa că mi-am făcut provocarea pe care a trebuit să o duc la bun sfârșit. Așa că timp de un an am scris zilnic aceste portrete biblice, le-am prezentat, care am constatat pe parcursul anului că sunt o binecuvântare pentru foarte mulți oameni. Pe lângă membrii bisericii pe care o slujesc, am dezvoltat un grup pe WhatsApp de mai multe sute de persoane, care ei au fost, știu eu, persoanele care au trimis în altă parte, așa că mi-am dat seama că, de fapt, ceea ce scriu ajunge în țară, în Europa, în America și foarte multe persoane m-au încurajat în ceea ce am făcut. N-am știut atunci că ele vor fi puse într-o carte, să trebuie să vă mărturisesc că cititorii m-au determinat să fac lucrul acesta, pentru că au considerat că sunt valoroase, așa că După ce am terminat anul 2022, mi-a luat o jumătate de an să reiau acest material și să îl fac, știu eu, să poată fi încadrat într-o carte. Ele sunt foarte multe, așa că manualul devoțional e din două volume, Vechiul Testament și Noul Testament. Devoționalele sunt ca niște scurte comentarii. În prima parte a devoționalului am caracterizat personajul. Și trebuie să vă mărturisesc că a fost o mare provocare pentru mine, pentru că personajele foarte mari din Scriptură mi-a fost greu să le condensez în 600 de cuvinte. Deci în prima parte am comentat, în a doua parte am scos aplicații practice și apoi am făcut o provocare la rugăciune, un motiv de mulțumire, un motiv de mijlocire. Le consider foarte valoroase și le recomand în mod special tinerilor care, trebuie să recunosc, nu sunt foarte, foarte riguroși în citirea Scripturii. Ele nu se citesc ca un roman, recomandarea mea este să fie citite ca și luate ca niște vitamine, câte un personaj pe zi. La final am pus și un index alfabetic, puteți să studiați sau să luați câte un personaj care vreți să-l cunoașteți.
dar este și un calendar anual care vă ajută să vă puteți menține așa zilnic o ordine în citirea lor de la, știu eu, din ianuarie până în decembrie. Îmi doresc ele să fie o binecuvântare pentru public, cei care le-ați recitit le puteți reciti, cei care nu le-ați citit vi le recomand cu multă căldură. Cei care doriți să le achiziționați la ieșire, am organizat să se poată face lucrul acesta. Acum aș vrea să am un mesaj pentru dumneavoastră, oarecum inspirat din proiectul acesta pe care l-am făcut și care mi-a luat așa de mult timp. Acesta este și motivul pentru care am ales să citesc acest pasaj, pentru că scriind aceste meditații, focalizându-mă pe oamenii aceștia, am înțeles că istoria mântuirii a fost scrisă de Dumnezeu cu oameni ca noi. Eu am scris despre 365 de personaje, dar specialiștii am văzut că unii cred că în Biblie sunt consemnate aproximativ vreo 3.000 de nume. Imaginați-vă cât de multe nume sunt consemnate în Biblie. Pasajul pe care l-am citit nu este un pasaj pe care aș vrea să-l abordez exegetic în seara aceasta, ci să fie doar o rampă de lansare a ceea ce vreau să spun, pentru că Apostolul Pavel, observați, provoacă biserica și în mod special pe evrei, dar biserica, să studieze istoria, în mod special istoria poporului evreu. El le spune, fraților, nu vreau să nu știți. Și anume ce? Istoria poporului Israel, ce s-a întâmplat cu ei. Vechiul Testament, vrea să spună Pavel, a fost scris pentru noi. Aici sunt portretizate persoane, aici sunt biografii, aici sunt multe întâmplări care au fost consemnate, care au fost scrise. Aici sunt scrise experiențe pozitive și negative din viața unor oameni pe care Dumnezeu i-a apreciat. Aici sunt consemnate drame, povești dramatice, triste, oameni care au început grozav de bine, dar au terminat rușinos. Toate acestea sunt consemnate în Vechiul Testament. Ele ocupă paginile Scripturii și Apostolul Pavel consemnează aici câteva episoade din viața poporului Israel, care toate ne trimit în Vechiul Testament, sunt cel puțin 5 păcate majore în care Israel a căzut și de care s-a făcut condamnat și pentru care, spune Pavel, Dumnezeu a pedepsit aspru pe Israel. Și trimiterile care sunt făcute în Vechiul Testament descriu oameni, personaje. Amintiți-vă de Core, Datan și Abiram, care au mobilizat împreună cu ei o mulțime de oameni care s-au răzvrătit împotriva lui Moise și a lui Aron și împotriva lui Dumnezeu. Amintiți-vă de alte persoane de aici, inclusiv de Aron și Maria, care și ei au căzut, au alunecat în păcat, inclusiv Moise a avut momentul lui de cădere, care l-a costat foarte mult. Și Pavel spune, aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră. Amintiți-vă de Domnul Iisus Hristos, care El însuși a spus, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Nu ne dă mai multe detalii, dar El ne spune, uită-te în Scriptură, uită-te la Lot și la familia lui, citește-i drama și învață. Apostolii fac și ei referire la persoane, aduceți-vă aminte de Apostolul Iacov, care face referire la Iov și spune, uită-te la Iov și la ceilalți sfinți, uită-te la răbdarea lor. Spune el, uitați-vă spre Ilie. Acest om care n-a fost cu nimic diferit decât noi, a fost din aceeași plămădeală, dar care s-a rugat să nu plouă și nu a plouat. Sunt mai multe referiri în Scriptură și Noul Testament conține foarte multe nume din Vechiul Testament care sunt aduse înaintea bisericii și biserica este chemată să învețe din experiențele lor. Istoria mântuirii a fost scrisă de Dumnezeu, deci cu oameni ca noi. Pentru că omul este personajul principal al creației lui Dumnezeu și întreaga istoria mântuirii gravitează în jurul omului. Când Dumnezeu spune că a iubit lumea și l-a dat pe singurul lui Fiu,
pentru ca să moară, l-a dat să moară pentru oameni, pentru ca oamenii să fie mântuiți. Și când ne uităm în Biblie, la oamenii Bibliei, trebuie să-i privim ca oameni, ca și noi. Ei n-au fost îngeri. Ei n-au fost cu nimic diferiți decât noi. Indiferent de gradul de inteligență pe care l-au avut, indiferent de reușitele pe care le-au avut și cu care s-au remarcat în decursul istoriei. Când ne uităm la personajele pozitive din Biblie, care ne impresionează prin faptele lor mărețe, trebuie să-i vedem și pe aceștia ca oameni. Unii îl descriu pe David ca fiind un geniu, un geniu militar, un geniu din mai multe puncte de vedere. Însă David, dați-mi voie să subliniez că a pornit cu un minus foarte mare. A fost mezinul familiei marginalizat de părinții și frații lui. Nici unul dintre ei n-a crezut în el. Când omul lui Dumnezeu Samuel a venit în casa lui Isai pentru ca să ungă împăratul, nici măcar n-a fost luat în considerare ca fiind unul din posibilii, știu eu, candidați la tron. A trebuit ca Samuel să insiste, nu mai ai nici unul. Și uitați-vă la Isai, cât de timid parcă îi spune că mai am unul, dar l-am trimis la oi. Și spune, cheamă-l. Că el este. Și el a fost omul pe care Dumnezeu l-a ales. Dragii mei, oamenii care au reușit în Scriptură au fost oameni care au muncit, au fost oameni care s-au dedicat lui Dumnezeu și slujbei pe care Dumnezeu le-a dat-o. Au fost oameni care au știut să folosească oportunitățile pe care le-au avut. Au fost oameni care au perseverat în viziunea pe care Dumnezeu le-a dăruit-o. Pentru că nicio realizare nu vine peste noapte. E un lucru pe care trebuie să-l știm și trebuie să-l subliniem foarte tare. Nici o realizare nu vine peste noapte. Ne uităm la Avram și ne uimește într-un fel credința acestui mare om al lui Dumnezeu. Au trebuit să treacă cel puțin 30 de ani, dar mai mulți. Pentru că Avram să urce pe muntele Moria, având alături de el pe fiul lui Isaac, și să fie în stare să-l lege pe altar și să ridice cuțitul și să-l aducă ca jertfă în numele Domnului. Ca Dumnezeu să fie determinat să spună, oprește-te, pentru că ai convins o lume spirituală care se uită spre tine, că ești un Dumnezeu care te tem de Dumnezeu și asculți. Enoch a trebuit să umble 300 de ani cu Dumnezeu, a fost o demonstrație, pentru ca mai apoi Dumnezeu să-l ia acasă. Iosif a trebuit să fie încercat cel puțin 17 ani, iar suferința prin care a trecut acest tânăr a fost teribilă, pentru ca mai apoi să devină guvernatorul Egiptului. Salvatorul fraților lui, prototipul Domnului Iisus Hristos, tânărul care a impresionat generații la rând. Moise a trebuit să stea cel puțin 40 de ani îngropat în anonimat în Madian. Posibil până a dat în bâlbâială, omul acesta despre care Ștefan spune că a fost puternic în fapte și cuvinte, omul acesta care timp de 40 de ani a studiat la cele mai înalte școli ale Egiptului, omul care a avut perspectiva unui viitor strălucit, omul acesta a fost îngropat, vă spuneam, în anonimat, pentru ca mai apoi Dumnezeu să-l scoată de acolo și să-l facă eliberatorul poporului Israel. Din nou un prototip al Domnului Iisus Hristos. Spunea el într-o zi, Dumnezeu va ridica un proroc ca mine. Iosua a trebuit să slujească lui Dumnezeu alături de Moise ani la rând, pentru ca mai apoi să devină conducătorul evreilor, omul care urma să cucerească nu doar Ierihonul, ci toate neamurile acelea și să dea țara ca moștenire. David a așteptat vreo 13 ani după ungerea pe care a primit-o și până ca mai apoi să ajungă regele Israelului. Nu vi se pare că tânjim prea repede după reușitele în viață, după a atinge un nivel foarte înalt, încercând să trecem peste,
Perioada în care Dumnezeu ne cheamă să ne investim, să slujim, să avem răbdare, să ne dedicăm și să înfruntăm dificultățile prin care trecem. Dumnezeu niciodată nu și-a pus în slujbă oameni care n-au fost încercați și care n-au trecut prin acest proces lung pe care Dumnezeu l-a stabilit în dreptul fiecăruia. Niciodată nu vom ști cât va dura procesul fiecăruia dintre noi până când Dumnezeu ne va califica pentru ceea ce trebuie să facem. Știu doar să-ți spun că cu cât vei fi mai dur, cu cât te vei opune mai mult și vei opune mai multă rezistență la cercetarea Duhului și la prelucrarea lui Dumnezeu, cu atât vei lungi timpul și îți vei crea dificultăți. Iacov a suportat sau s-a luptat cu Dumnezeu aproximativ 20 de ani, până când a recunoscut cine este și până când a acceptat să capituleze înaintea lui Dumnezeu și să primească adevărata binecuvântare de care avea el nevoie. Acea naștere din nou aș putea să o numesc. Momentul acela când la Peniel Dumnezeu l-a frânt și acolo i-a fost schimbat numele și acolo omul acesta a fost cu adevărat încadrat în linia patriarhilor, om după inima lui Dumnezeu, om pe care Dumnezeu l-a desăvârșit. Iar când ne uităm în Scriptură, personajele care s-au remarcat negativ sunt oameni care și-au neglijat chemarea. Nu sunt oameni care n-au avut chemare. Sunt oameni care și-au neglijat chemarea, au refuzat ascultarea de Dumnezeu, s-au expus influenței răului, au refuzat pocăința și și-au respins în mod repetat mila lui Dumnezeu. Amintiți-vă de Cain, care a fost vizitat de Domnul și știți că Dumnezeu i-a spus: Cain, păcatul pândește la ușă. Vă imaginați că Dumnezeu a comunicat cu el? Păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu ce să faci? Tu să-l stăpânești. Și posibil că a încercat o dată, de două ori, de trei ori, însă n-a reușit. Răul i-a cuprins inima și mintea și a devenit ucigașul fratelui său. Rămânând în istorie omul biruit de rău, și omul care a născut în urma lui o generație de oameni care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Oamenii care au reușit în viață au fost ca mine și ca tine. Oamenii care au falimentat au fost ca mine și ca tine. Ce-a făcut diferența? Și vreau să subliniez trei lucruri importante în seara aceasta. În primul rând, oamenii care au biruit au fost oameni care au răspuns afirmativ chemării lui Dumnezeu. Au fost oameni pe care Dumnezeu i-a chemat în mod direct, oferindu-le o chemare personală, specială. Oameni ca și Avram, ca și David, ca și Moise, oameni probabil ca mine și ca tine, oameni care au avut parte de o chemare specială din partea lui Dumnezeu. Oamenii care au răspuns afirmativ chemării și s-au predat lui Dumnezeu au fost oameni care au intrat în acest proces de transformare. Desăvârșirea noastră, maturizarea noastră, creșterea noastră nu se întâmplă dintr-o dată. Așa cum am spus, lucrurile acestea se întâmplă umblând cu Dumnezeu, viețuind cu Dumnezeu, învățând să umblăm cu Dumnezeu. Vom experimenta în umblarea noastră cu Dumnezeu momente de înfrângere, momente de cădere, dar Biblia spune că cel neprihănit cade de 7 ori și se ridică. În procesul nostru de sfințire, în învățarea noastră de a ne răstigni firea, în învățarea noastră de a asculta de Duhul lui Dumnezeu, de a ne lăsa conduși de Duhul lui Dumnezeu, vom avea momente în care vom greși, vom cădea. Însă ținta pe care ne-am stabilit-o trebuie să fie foarte exactă. Umblăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Iar în momentul în care am căzut, ne ridicăm și mergem înainte. Căderile noastre mici nu trebuie să fie atât de descurajante pentru noi, încât să ne formăm o părere atât de slabă, spunând: noi nu vom reuși, noi nu suntem în stare. Pentru că diavolul vrea să ajungi să te subestimezi, să te vezi non-valoare.
Îți va scoate înainte totdeauna oameni care au reușit și îți va spune, tu nu ești niciodată ca ei. Compară-te cu cei care au reușit și îți va spune, tu nu poți să stai lângă ei, tu nu te poți compara cu ei. El îți va fura ochii de la procesul acesta în care te pune Dumnezeu de maturizare. El te va face să nu înțelegi că ai nevoie de timp și de umblare cu Dumnezeu ca să te dezvolți. El îți spune că acum trebuie să fii ca ei și dacă nu reușești să ajungi acolo, ești descalificat. Și diavolul vrea să pună în tine sămânța de descurajare, să te compari în așa fel încât să te vezi întotdeauna incapabil, niciodată în stare să reușești. Amintiți-vă de Gedeon, omul acesta care s-a subestimat atât de tare. S-a uitat la el și și-a văzut minusurile. S-a uitat la generația lui și a văzut minusurile. Și a fost așa de deprimat. A crezut că niciodată nu va putea experimenta puterea lui Dumnezeu. Era un om resemnat, dar pe care Dumnezeu a reușit să-l scoată de acolo. I-a vindecat ochii, a născut credința în el. Și Gedeon ne spune Biblia că a devenit un izbăvitor, un biruitor, pentru că a acceptat să intre în procesul acesta de prelucrare a lui Dumnezeu, a trăit experiență după experiență cu Dumnezeu. Și de la personajul acela care n-a crezut că e în stare de ceva, a condus poporul lui Dumnezeu într-una din cele mai frumoase biruințe, cu 300 de oameni, nu spartani, nu oameni care au fost viteji în războaie, mânuind suliță și sabie, nu. Cu 300 de oameni care au avut în mână torță, ulcioare și trâmbițe și care l-au lăudat pe Domnul, au adus o mare biruință în numele Domnului, trăind această experiență, a ceea ce poate face Dumnezeu cu niște oameni care cred în El. Atunci când Dumnezeu spune, Domnul e cu tine, viteazule, să crezi că ce spune Dumnezeu e adevărat, e posibil, slăvit să fie numele Domnului. Au răspuns chemării lui Dumnezeu și au crezut. Amintește-ți de Avram. Dar amintește-ți și de oamenii care au avut parte de chemarea lui Dumnezeu, aș putea spune în mod indirect. Biblia spune că împreună cu Avram din țara Hur, din Haldea, a ieșit și Lot. Nicăieri în Scriptură nu ni se spune nimic despre dialogul dintre Dumnezeu și Lot. Lot era nepotul lui Avram și îl găsim lângă Avram. Însă Lot are parte de harul acesta să trăiască lângă un om al lui Dumnezeu care să-i fie un model, un mentor. Și Lot îl asistă pe Avram în relația lui cu Dumnezeu, în experiențele lui cu Dumnezeu și este după el. Însă Lot nu prinde chemarea lui Dumnezeu. Lot nu rămâne lângă Avram pentru ca să împărtășească cu Avram binecuvântările lui Dumnezeu. Îl vedem dintr-o dată pe Lot că se distanțează de Avram și este fascinat de lumea de atunci, de Sodoma și Gomora. Ajunge în final în Sodoma și Gomora și Biblia îl prezintă ca pe un neprihănit care își chinuia sufletul într-un loc de unde ar fi trebuit să iasă. Omul acesta a avut o experiență extraordinară din care credem că ar fi trebuit să învețe. Amintiți-vă de el că a fost luat rob împreună cu familia lui și cu toți sodomiții de împărații care au venit și au cucerit cetățile câmpiei. Avram împreună cu oamenii lui sau oamenii lui s-au dus și l-au luat pe Lot și l-au adus acasă. Și probabil că ăsta a fost momentul în care Lot ar fi trebuit să iasă, să plece, dar a continuat să rămână acolo. A fost atât de îmbibat de Sodoma, încât atunci când îngerii lui Dumnezeu au venit să-l scoată pe el și familia lui de acolo, că a răspuns la rugăciunea lui Avram, Lot nu se poate desprinde. A fost nevoie de o intervenție specială din partea lui Dumnezeu, încât Biblia ne spune că îngerii au pus mâna pe el și fizic l-au târât spunându-i, tu trebuie să ieși de aici, că nu putem face nimic până când nu vei ieși, Dumnezeu va nimici cetatea. Iar tu ești atât de încet când ar trebui să fii grabnic. În loc să fugi, în loc să crezi, ai devenit atât de împietrit. Și uitându-ne la el, avem de învățat și sunt atât de mulți oameni care, în loc să fie influențați de modelele pozitive de lângă el, copiii care nu sunt mișcați de dimensiunea spirituală părinților lor, soți care
care nu învață de la soțiile lor, soții care nu învață de la soții lor. Suntem atât de împietriți, încât având lângă noi modele și oameni prin care Dumnezeu ne vorbește, parcă orbiți de lucrurile lumii, mergem înainte fără să luăm aceste modele ca și exemplu. Oamenii care au făcut diferența au fost oameni care au răspuns chemării lui Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, oamenii aceștia au crezut în puterea milei lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu, personajele pozitive din Scriptură, n-au fost oameni perfecți, însă au fost oameni care au înțeles să aibă răbdare ca Dumnezeu să-și ducă la împlinire planul pe care l-a avut cu ei și în ei. Moise a fost un astfel de om care a avut răbdare ca Dumnezeu să-și facă lucrarea în viața lui. Iosif a fost un asemenea om care a avut răbdare ca Dumnezeu să-și facă lucrarea în viața lui. Și uitați-vă la Moise, care ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu cât e de puternic în mila lui, în capacitatea lui de a ierta pe păcătos. Moise îl vede pe Dumnezeu supărat pe Israel pentru că s-au răzvrătit împotriva lui. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, dă-te la o parte că am să-i nimicesc pe toți din cauza păcatului lor. M-am săturat. Și Moise ar fi putut să se sustragă. Moise ar fi putut să-i spună da lui Dumnezeu pentru că și el a fost de atâtea ori expus relelor lor. Uneori amintiți-vă că Moise vine și îi spune, ăștia mă vor ucide cu pietre într-o zi. Și Dumnezeu îi spune, dă-te la o parte că îi voi nimici și voi face din tine un popor și mai mare. Dar Moise, spune cuvântul lui Dumnezeu, că a intervenit pentru popor. E unul din cele mai frumoase momente din viața lui Moise, din experiența lui, când îl expune pe Dumnezeu în fața a ceea ce Dumnezeu a declarat că este. Și Moise vine și spune lui Dumnezeu, sunt cuvinte pe care nu le găsim acolo, le găsim în Psalmul 91. Moise care a asistat cum Dumnezeu a îngropat o generație de oameni în nisip, ca pedeapsă pentru păcatul lor. Și spune Moise, suntem îngroziți de mânia ta, de urgia ta, vedem cum ni se duc anii. Și acolo se roagă să se arate îndurarea ta tot atâția ani cât am văzut nenorocirea. Acum îl vedem pe Moise că se roagă lui Dumnezeu și spune lui Dumnezeu, Doamne, Tu care ai zis că ești puternic în judecățile Tale și ne-ai demonstrat lucrul acesta, pedepsind păcatul, Doamne, arată-ți puterea Ta în milă, în iertare. Acum când nu merităm să fim iertați, acum când nu merităm să căpătăm trecere înaintea Ta, Doamne, iartă poporul acesta. Știți care a fost răspunsul lui Moise, lui Dumnezeu? Iert cum ai cerut. Iert cum ai cerut. De-aia spunea David, ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Că nu e har mai mare decât să-L cunoști pe Dumnezeu ca un Dumnezeu plin de milă și de îndurare și să experimentezi lucrul acesta pe pielea ta. Tu care te-ai făcut vinovat, să primești îndurare și har de la Dumnezeu, harul pocăinței, harul mântuirii, să fii iertat, să primești o viață nouă, șansa unei vieți noi. Ce lucru extraordinar! Moise și alții au crezut în puterea milei lui Dumnezeu. Aduți aminte de David, om după inima lui Dumnezeu, om cu care s-a lăudat Dumnezeu, împăratul perfect am putea spune, însăși Domnul Iisus a fost numit fiul lui David și Dumnezeu a spus că sămânța lui nu va fi dată la o parte de la tron. Omul acesta a căzut atât de adânc și cunoașteți căderile lui, păcatul cu Batșeba, apoi modul murdar în care a măsluit uciderea lui Urie. Încercarea lui de a-și mușamaliza păcatul, chemându-l acasă, trimițându-l la soția lui, ăsta nu vrea să meargă. Apoi, încercarea lui de a-l îmbăta, să facă ceva, fără ca el să știe și nu reușește. Cât de umilit a fost David
care a încercat să-și ascundă păcatul și nu reușește. În final, îi scrie lui Ioab, generalului, cum să-i pună capăt. Și planifică în mod intenționat moartea. Și împreună cu Urie mor încă 17 viteji. Și David este anunțat și vinovat. Și Dumnezeu vede. Și vine omul lui Dumnezeu, profetul, ca să-l anunțe că Dumnezeu a văzut și e supărat. Și că va trebui să plătească pentru asta. David însă scapă din acest abis. Scapă de această judecată capitală a lui Dumnezeu, pentru că el crede în mila lui Dumnezeu și în îndurarea lui Dumnezeu. Și David scrie Psalmul 32, și trăirile lui David descriu luptele prin care a trecut, cât de dureros a fost acolo unde a ajuns și cum numai mila și îndurarea lui Dumnezeu l-a scăpat. Dragii mei, istoria mântuirii a fost scrisă de Dumnezeu cu oameni ca noi, a căror experiențe sunt consemnate aici și sunt scrise pentru noi, pentru ca noi să credem. Pentru că noi nu suntem perfecți. Pentru că noi ne lovim de situații de care s-au lovit ei. Și când ne uităm la ei, trebuie să învățăm din ei. De aceea trebuie să citim Scriptura. Și atunci când o citim, să o lăsăm pe ea să ne citească pe noi. Și să citim în ea harul lui Dumnezeu Mântuitor. Amintiți-vă de Ahitofel. Și vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră ca pe un exemplu negativ. Omul acesta care e numit om înțelept, om dintre oamenii lui David, a cărui cuvânt spune că avea atâta greutate încât se ridica, știu eu, la cuvânt de Dumnezeu. Ce spunea omul ăsta era lege, era omul care era consultat pentru chestiuni extrem de importante. Omul acesta se presupune că a fost foarte supărat pe David. Ăsta a fost motivul pentru care s-a aliat cu Absalom atunci când Absalom a încercat să uzurpe tronul. Pentru că era unchiul lui Batșeba. Și se pare că el, fiind acolo, a cunoscut tot ce a făcut David. A fost atât de supărat pe David încât a așteptat un moment în care să se ridice împotriva lui. Se presupune că ce l-a deranjat cel mai tare pe Ahitofel a fost ideea aceasta. N-a putut accepta că Dumnezeu i-a oferit har mântuitor unui om ca David. Cum e posibil un om care a făcut ce a făcut el să aibă trecere înaintea lui Dumnezeu, să rămână la tron și Dumnezeu să continue să lucreze cu el? În momentul în care a văzut că Absalom nu i-a luat planul lui ca fiind o soluție bună, Biblia ne spune că s-a dus și s-a spânzurat. Și-a pus capăt lui însuși, pentru că n-a putut accepta că Dumnezeu poate să ofere mântuire, șansă unui om ca David. Aș putea să îl pun alături de fiul mare din pilda fiului risipitor, atunci când tatăl îi oferă iertarea fiului care a venit acasă, după viața pe care a trăit-o fiul cel mare, s-a împietrit atât de tare și n-a putut accepta că tatăl e în stare să ofere iertare, salvare, acceptare unui asemenea fiu. Și trebuie să recunoaștem că în viața noastră trecem prin astfel de stări. Când ești tată, și în viața ta te confrunți cu copiii care te duc și te trec prin tot felul de stări, înveți să ierți, înveți să iubești, înveți să ai răbdare, înveți să treci prin situații teribil de grele. Cineva spunea că însuși Dumnezeu a avut nevoie uneori să fie înțeles de oameni. Și l-a trecut pe acel profet din Vechiul Testament prin experiența cu Gomera, Pentru că Dumnezeu uneori a simțit nevoia să-și împărtășească durerea cu oamenii care s-au răzvătit în mod repetat înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu. De aceea, dragul meu, oamenii din Scriptură, experiențele care sunt expuse înaintea noastră, nu fac altceva decât să ne învețe să credem în mila lui Dumnezeu, în iertarea lui Dumnezeu, în salvarea lui Dumnezeu. Și a treia calitate pe care o găsim în viața lor a fost perseverarea cu răbdare. Au fost oameni care au perseverat cu răbdare. Trebuie să recunoaștem că de multe ori ne lipsește răbdarea. Ne vine greu să o luăm de la capăt.
Ne vine greu să așteptăm, însă răbdarea, așteptarea și perseverarea sunt lucruri care trebuie să se găsească în viața noastră. Aș vrea să te chem în această seară, dragul meu, să te îndrepți spre Scriptură. Într-o perioadă în care Biblia e tot mai rar citită, sunt tot mai puțini oameni care citesc și Biblia și cărțile. Suntem oameni care trăim într-o perioadă atât de rapidă și alte lucruri ne fură ochii. Vă chem să vă întoarceți la Scriptură. Luați Biblia de la Geneza la Apocalipsa. Focalizați-vă pe ceea ce e consemnat aici și haideți să învățăm. Haideți să ne uităm în Scriptură, haideți să învățăm de la Cain, de exemplu, să nu ne lăsăm conduși de răutate. Amin? Haideți să învățăm de la Esau să nu ne vindem ușor drepturile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Haideți să învățăm, de exemplu, de la Iacov că viitorul nu este a celor șmecheri. Că nu prin minciună, prin șmecherie și prin hoție vei ajunge binecuvântat și un om mare. Că trebuie să te pui la dispoziția lui Dumnezeu și să-L lași pe El să lucreze. Învață de la Rahela că nu totul ține de frumusețe. Că nu înseamnă că dacă ești frumos, totul va fi grozav. Învață de la Lea că Dumnezeu dă har celor smeriți. Învață de la Iosif să rămâi credincios chemării pe care Dumnezeu ți-a dat-o și atunci când ți se pare că dacă ești neprihănit îți merge mai rău. Învață de la Moise că slăbiciunile nu pot opri niciodată ungerea lui Dumnezeu. Uită-te în Scriptură și învață de la Fineas că râvna pentru Dumnezeu te face neprihănit înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu te binecuvintează. Uită-te la femeile Bibliei, învață de la Debora ce înseamnă să te pui la dispoziția lui Dumnezeu, că sunt momente în care Dumnezeu, chiar dacă ești femeie, te poate folosi într-un mod extraordinar. Învață de la Estera că sunt momente când poziția pe care o ai și locul unde ești e tocmai pentru ca să-L repreziți pe Dumnezeu cu cinste acolo și Dumnezeu să se folosească de tine pentru gloria Lui, pentru slava Lui. Învață de la Nemia că dacă Dumnezeu te-a pus lângă oameni mari, că dacă Dumnezeu ți-a oferit poziție, nu trebuie să uiți de copiii lui Dumnezeu și de identitatea pe care o ai. Că pârghile pe care Dumnezeu ți le-a dat sunt tocmai pentru ca să te folosești de ele, pentru a fi o binecuvântare pentru Dumnezeu și pentru lucrarea lui Dumnezeu. Învață de la oamenii lui Dumnezeu. Uită-te în Scriptură, învață de la Ieremia că nu ești prea tânăr ca Dumnezeu să te folosească. Că atunci când Dumnezeu te cheamă, te și împuternicește. Învață de la el că frica de oameni nu-i sănătoasă. Învață să te pui la dispoziția lui Dumnezeu, că el te va folosi. Uită-te la oamenii lui Dumnezeu, uită-te în Scriptură. Învață de la Maria ce înseamnă să-i spui da lui Dumnezeu și atunci când nu înțelegi nimic. Învață de la Iosif, care a fost gata să asculte ceea ce a spus Dumnezeu. Uită-te în Scriptură, învață de la Iuda, iscarioteanul care și-a ratat chemarea, că dragostea de bani, că hoția, că furtul te duce la pieire, la nimicire. Învață de la Balaam, omul acela care a încercat să blesteme pe Israel. Învață de la el că banii aduc nenorocirea și compromisul te distruge. Învață din Scriptură, să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri au fost scrise, sunt niște pilde, au fost scrise pentru învățătura noastră, pentru învățătura noastră. Cât de frumoasă e Scriptura, cât de frumoasă este această istorie a mântuirii scrisă de Dumnezeu pentru noi. În această seară, cred că Dumnezeu ne cheamă să ne îndrăgostim din nou de Scriptură. Și vă invit să ne ridicăm în picioare, pentru că aș vrea să ne rugăm în seara aceasta. Aș vrea să te chem să vii înaintea lui Dumnezeu și să-i spui, Doamne, deschide-mi ochii să văd din nou Biblia altfel. Să văd că tot ce a fost scris aici a fost scris pentru mine. Vino înaintea lui Dumnezeu și spune lui Dumnezeu, Doamne, vreau să mă las din nou inspirat. Biblia nu este o carte care să-i plictisească pe oameni. Biblia este o carte cu personaje care încă sunt vii. Și trebuie citită cu urechile și ochii deschiși.
Și roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să te reîndrăgostești de Scriptură, să faci din ea pasiunea vieții tale și citind-o să înțelegi că oamenii aceștia cu care Dumnezeu a schimbat lumea au fost oameni ca mine și ca tine. Oameni care au învățat să se roage, oameni care au învățat să creadă, oameni care au învățat să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Învață și din cei care au ratat și au ratat chemarea. Înțelege că nu ești mai grozav decât ei. Nu de puține ori am stat de vorbă cu oameni greu, cu care greu comunici. Tineri care se văd întotdeauna mai speciali, adolescenți care cred că ei vor schimba lumea. Toți am crezut asta, dar ei nu știu. Și mereu le-au spus, uitați-vă la cei care au fost înainte de noi, pentru că cei înțelepți învață din pățănile altora. Uită-te! De aceea Apostolul Pavel spune, cine crede că stă în picioare să ia seama, să nu cadă, atât de ușor poți să aluneci în momentul în care nu veghezi. Indiferent cine ai fi, tu dă-mi voie să spun că ispita care stă înaintea ta, încercările prin care treci, nu te pot birui dacă te bazezi pe Dumnezeu. În această seară te chem să te angajezi, să stai lipit de Dumnezeu, pentru că doar cu El vei reuși, doar cu El vei reuși. Dumnezeu are un plan extraordinar cu viața noastră și nu-L vom înțelege decât atunci când ne punem la dispoziția Lui. Și trebuie să învățăm să avem răbdare și să perseverăm în ascultare, pentru că perspectiva viitorului se lărgește pe cum facem pași cu Dumnezeu. N-ai să înțelegi acum ce trebuie să înțelegi la anul viitor. N-ai cum să vezi acum ce Dumnezeu a plănuit să-ți descopere peste 2 ani. Însă Dumnezeu acum te cheamă să rămâi în răbdare și în ascultare și în credință. Avram a avut senzația că Dumnezeu îl duce cu vorba 25 de ani. A avut momente când s-a săturat să aștepte. Împreună cu Sara, aproape că au zădărnicit planul lui Dumnezeu, făcând ce le-a trecut lor prin cap. Cu toate astea, Dumnezeu nu i-a abandonat și a dus la îndeplinire planul pe care l-a avut cu ei. Nu vreau să pierzi binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu vreau să-ți vinzi dreptul de întâi născut. Nu vreau să-ți calci în picioare ungerea. Și vreau, dragii mei, eu și voi, să putem să ne trăim din plin mandatul pe care Dumnezeu ne-a, chemarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o și să ne bucurăm de rezultatele glorioase la care Dumnezeu ne-a chemat să fim. Roagă-te în seara aceasta și te chem să te rogi, cercetat de Duhul lui Dumnezeu și să-i spui lui Dumnezeu ceea ce inima ta simte și tu crezi că trebuie să-i spui. Haideți să ne rugăm în seara aceasta.